Astăzi a avut loc ședința pentru ceremonia de constituire a Consiliului Județean Hunedoara. Festivitatea de depunere a jurământului a avut loc în sala de ședințe a instituției, locul în care cei 32 de consilieri de la PSD, PNL și AUR și președintele Laurențiu Nistor vor emite, dezbate și aproba hotărâri pentru binele hunedorenilor, după cum s-au angajat prin jurământul depus. Ședința de constituire a noului Consiliu Județean a avut loc în prezența unui numeros public. Susținători, primari, parlamentari, directori de instituții au participat la constituirea guvernului local, cel care va decide soarta hunedorenilor pentru următorii 4 ani. Pe rând, toți cei 32 de consilieri județeni au depus jurământul în cadrul unei ceremonii solemne, încheiată cu jurământul președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Secretarul general al Guvernului prede eșarfa președintele Consiliului de Sănătate. Noul președinte. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în puterea mea și începerea mea pentru binele locuitorilor județului Doara. Așa să mă ajute Dumnezeu. Laurențiu Nistor este la al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean, ales prin votul hunedorenilor. Acesta le-a mulțumit consilierilor județeni care și-au încheiat mandatul, precum și tuturor colaboratorilor, și și-a exprimat speranța că și cu noi consilieri va colabora la fel de bine. Vreau să vă mulțumesc de suflet, preasfinția voastră și domnul pastor, pentru toată colaborarea pe care am avut-o în cei 4 ani de zile. Vreau să mulțumesc de suflet, doamnei prefect, fiindcă trebuie să o spunem clar și astăzi aici și explicat, de când a fost numită prefect al județului Hunedoara, în Hunedoara, în județul Hunedoara, în politică, a intrat normalitatea. Chiar dacă cei din partea dreaptă nu vor să recunoască, o să ajung la concluzia că astăzi am avut dreptate. Și mă bucur să spun că a fost un mandat reușit împreună cu echipa mea de la Consiliul Județean și nu numai. Împreună cu toți consilierii județeni, indiferent de culoarea politică. Am spus-o și atunci și o spun și acum. Pentru cei care au urechi să audă și să înțeleagă. Dragi consilieri județeni noi aleși, începând de astăzi de la depunerea jurământului, am făcut o credință nu cu un partid politic, am jurat credință cetățenilor care ne-au ales în funcție de consilieri și de președinte. Pe ei trebuie să-i reprezentăm și nu politica hunedoreană. Și închei, n-aș putea să nu închei cu ceva plăcut pentru mine. Vreau să mulțumesc din suflet familiei mele, care este aici, mă susține și azi, și poate spre surprinderea tuturor, m-a susținut din 1990. A nu avea susținerea familiei politică, ești un om ratat. Fiindcă nu faci decât certuri, mulțumesc soției mele că m-a înțeles de atâtea ori poate, chiar mult. Și a spus, dacă ai intrat în slujba cetățenilor, fă-ți datoria. Urmează o perioadă de organizare, dar și de negocieri între PSD, PNL și AUR pentru stabilirea celor doi vicepreședinți desemnați din rândul noilor consilieri județeni.